Societatea Nova Apa Serv Botoșane anunță noi debranșări de la rețeaua de apă. Vizați de această dată sunt locuitorii de la case și agenții economici. Directorul societății, Gabriel Cârlan, a afirmat că debranșările au început de astăzi la aproximativ 50 de case. Deci noi am emis pentru case vreo 600 de somații din februarie până în iunie, cu un debit de debitura de vreo 4 miliarde. Până acum am recuperat 2 miliarde jumate. Diferența sunt la consumatori casnici care nu s-au ținut de eșalonare sau nu au vrut să plătească. Reprezentanții Nova Apa Serv vor încerca să ia legătura cu proprietarii caselor să-i convingă să-și achite datoriile. În caz contrar, aceștia vor fi obligați să le întrerupă apa tocmai din stradă.